Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău țara străbate. Iașule, Iașule, numele tău țara străbate, tu ești al meu și vei rămâne oraș al celor șapte coline. Tu ești al meu. Șapte coline, Iașule, Iașule, numele tău, țara străbate, Iașule, Iașule, numele tău, țara străbate, când în copou te înfloresc, de Eminescu îmi amintesc. Bine v-am găsit! Sărut, bată, șalim nume, care ești neadună. Vă iubesc!
prin străin m-a dus visarea, mă chemă înapoi ninsoarea. Ninsoarea cea carpatină și sălbatică și lină. Floarea mamei din fereastră, Mary din grădina noastră. Ziua întoarcerii acasă este nunta mea frumoasă. Cheamă lăutarii, tată, să-mi cânte săptămâna toată și nici când să se oprească din cântarea românească. Tu, măicuță, preot roagă, clopot drag să mi se tragă, că nu simt vanii clopot, mirator de-a nostru clopot. Zvonul său e la bine, poate fi întins pe mine. Părașule vechea salbă, tata în cămașă albă, mama are gene ude și vin să mă vadă rude. Te-ai întors? Mă-ntreabă buna. M-am întors pe totdeauna. Unde am fost, țara-i frumoasă, dar nu ești la tine acasă. Unde am fost, țara-i vecină, dar ea este tot străină. Așa zilele se știe când te duci în străinie, pe la zori topit de gânduri, vezi că ai muncit pe scânduri, luând masa câștigată, vezi că ai trezit pe-o piatră. Vezi că ai trezit pe-o piatră. Grigore Vieru. Mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc că în această seară sunteți alături de mine. Vreau să vă mărturisesc că nu întâmplător am recitat aceste versuri pe care mi-a scris Grigore Vieru. Vreau să vă spun că eu la în Moldova mă simt acasă. Tatăl meu este moldovean, născut în județul Botoșani, în satul Sulița. Sunt jumătate de-al dumneavoastră, jumătate transilvănean din partea mamei și locuiesc la București. Păi ce vers putea fi mai frumos? Acela că m-am întors cu drag acasă în Moldova noastră istorie. Vă mulțumesc și vă sărut cu drag și dor. Vreau să mulțumesc, dragi prieteni, pentru început, unui om cu totul și cu totul special. Doamna director, Lăcrămioara Stratulat, directorul Palatului Culturii, pentru implicare și promovare în proiectul Art by Poeco, pentru susținere în demersul admirabil de a ajuta artiștii și legendele și tinerii foarte talentați. Vă mulțumim, Doamnă, că ne sunteți alături și că demonstrați cu fiecare acțiune întreprinsă că sunteți oameni și că puteți face lumină într-un peisaj mai puțin fericit. Vă felicit și vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Această sală, dincolo de frumusețea ei, pe care nu poate să o lege nimeni, este și mai frumoasă mai spre astăzi, datorită dumneavoastră și a prietenilor care vă iubesc. Vă mulțumim că ați ales Iașiul. Mulțumesc frumos, doamna Lăcrămioara Stratulat. Vă mulțumim frumos. În această seară vom sprijini trei tineri foarte talentați. Am ales cu greu trei tineri pentru că Iașul are artiști extraordinar de frumoși, cântă superb. Dar în această seară vom face cum sus trei tineri care vin special pentru dumneavoastră și am să invit pentru început pe Ștefania Turcu, 11 ani, violonista Ștefania Turcu, aplauze pentru ei. Eleva Colegiului Național de Artă, Octav Băncină, această minunată tânără, ne va interpreta balada lui Ciprian Porumbescu. Îți mulțumesc că ai venit în această seară. Vreau să te întreb de unde pasă.
pasiunea pentru vioară. Eu am avut o mare pasiune, aceea de a cânta la chitară, și pasiunea o am de la fratele mamei, care era înnebunit după chitară. Am cărat chitară care era mai mare decât mine în spate, vreo 3 ani de zile la trupă, eu eram mult mai mic decât tine și n-am să uit niciodată cât de greu mi-a fost să iau lecții de chitară cu profesorul meu. De ce vioară? Totul a început acum, să spun, 6 ani, când eram o profesoară de engleză și ea avea prin casă niște instrumente, ce te spune. De cât timp studiezi? Din clasa 1, de la 7 ani jumătate. Te felicit și te ascultăm. Aplauze! Interpretează Ștefania Tur, 11 ani.
Ștefania. Felicitări! Extraordinar de frumos! Extraordinar! Dragi prieteni, proiectul nostru sprijină tinerii foarte talentați și mari artiști ai României, din păcate bolnavi, uitați, artiști care nu au posibilitatea să-și cumpere nici măcar medicamentele lunare. Și mă bucur că alături de acest proiect vin în sprijinul artiștilor și colegii mei pe care îi iubesc și prețuiesc. Primul membru de onoare al proiectului meu în această seară. Pentru frumusețea unui destin închinat scenei, pentru sutele de caractere care au definit-o, oferindu-i în anii statutul incontestabil de mare doamnă a artei dramatice românești. De 40 de ani actriță devotată la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, a construit în anii un simbol al performanței și al excelenței, interpretând partitorii celebre de la Natasha Michekov până la Desdemona lui Shakespeare, lucrând cu regizori colosali, făcând astfel parte din generația de aur a Teatrului Românesc Contemporan. Dincolo de cortină, a trăit iubind și a dăruit profesiei sale toate resursele interioare, tot sufletul cu dezinvoltură, teatrul trăindu-i deopotrivă fiecare bucurie și tristețe. Un diamant al artei pentru profesionalism, pentru activitate repertorială impresionantă, pentru simplitate și credibilitate, eleganță, naturalețe și pentru întreaga activitate artistică, doamna Mihaela Arsenescu-Verna devine membru de onoare al proiectului așa, dintr-o dată, nu noi suntem cei mai importanți, ci de multe ori cei pe care ne-am cățărat forțele și ne-am susținut. O să vă spun un singur vers din Nikifor Crainic, care îmi place extraordinar de mult. Jucați-vă cât sunteți mici și mugurii surând afloare. Atâta ni s-a dat sub soare. Doar un acum, doar un aici. Aplauze! Mulțumim frumos! Doamna Arsenescu-Verna, un simbol pentru Teatrul Românesc, vă mulțumim, stimată doamnă. Vreau să mulțumesc maestrului Dionisie Vitru, care mi-a oferit aceste trei superbe cărți. Maestre, la mulți ani! Vă iubim!
maestru Dionisie Vitcă este membru de onoare al acestui proiect. Am realizat o astfel de sărbătoare în Palatul Rosnovanu cu ajutorul domnului primar. A fost o sărbătoare la fel de frumoasă. În schimb, în această seară, florile mele stau de vorbă cu cerul. Cerul fiind această cupolă impresionantă a Palatului Culturii. Vreau să vă spun că nu mi-e foarte ușor să realizez aceste opere. Deși specialiștii o să spună că la primii nu se dictează atât de greu ca și ulei. Dar am muncit enorm în această vară, de la începutul anului, pregătindu-mă pentru acest moment. Nu am avut concediu, am spus că mai bine să fac ceea ce îmi place. Și eu mă simt liniștit atunci când sunt în fața microfonului, pe scenă, în fața spectatorilor sau în fața pânzei pe care eu o ador. Moștenesc talentul de la mama mea, care a făcut artă decorativă și a lucrat la fabrica de sticlă din Turda 30 de ani. E fericită când vede că visul meu a devenit realitate, acela de a da viață cântecelor prin vers și picturii mele. V-aș invita la sfârșit să vizionați, să vedeți ceea ce vă place. Important e faptul că în această seară putem să facem fericiți câțiva artiști, tineri artiști, foarte talentați artiști. Eu nu am avut posibilitatea să fiu ajutat când eram copil, am dat singur din coate și am spus în momentul în care voi reuși, voi realiza un proiect care să-i ajute pe tinerii care au nevoie de sprijinul nostru. Și iată proiectul nostru are 2 ani. Trebuie să mulțumesc în această seară unor persoane care au fost alături de mine în realizarea acestui eveniment. Aș vrea să mulțumesc Asociației Culturale Viitor de 7 Stele, Gabriela Grădinariu. Te uiți și draga mea și ne invit în Mioline. Gabriela Grădinariu, Fundația Viitor de 7 Stele, suntem aici în seara asta. Îți mulțumesc, Mioline. Dragă Gabriela, îți mulțumesc pentru implicare și promovarea proiectului nostru, pentru susținerea cauzei și a demersului admirabil de a ajuta artiștii. Îți mulțumesc că ești alături. Demonstrezi în fiecare acțiune întreprinsă că ești un om sensibil, puternic. Te felicit pentru ceea ce faci. Am fost alături de tine în Casa de Cultură a Studenților, unde am interpretat cântece frumoase pentru alte voci tine. Îți doresc succes și îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și tu și soțul tău care e aici lângă noi. Mulțumesc, cu mare drag am fost alături, cu mare drag în această seară suntem onorați și fericiți de faptul că Viitor de 7 Stele stă de vorbă cu cerul împreună cu Arma Izeiei, ceea ce pe noi ne onorează. Viitor de 7 Stele având cam aceleași obiective ca și proiectul Arma Izeiei, și anume încurajarea, sprijinirea tinerilor artiști și totodată arătarea recunoștinței și a mulțumirii față de artiștii care și-au dedicat viața artei și care merită în continuare aplaudați. Gabriela Grădinariu, de profesie avocat, are pasiune, muzica, pasiunea mea e pictura. Eu sunt un autodidact, nu sunt un profesionist, dar vocea ta închide zilul unui caută, asta pentru că ai lucrat și îți place să fii reșel. Nu știu cum se îmbină profesia ta de avocat cu muzică, cu cântecul special, cântecul în zi ușor. Nu mai se îmbină, se complicează. Practic, în muzică, cum se liniștea, și în maniera în care eu îmi încarc sufletul și valerile având în vedere profesia extrem de solicitată. Te felicit și în această seară, pe lângă cuvântul de flori, îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi. Vreau să cânti. Dar nu știu ce ai pregătit. Piesă surpriză. Bine, aplauze pentru Gabriela Grădinariu.
Gabriela Grădina Riu. Îți mulțumesc, Gabriela. Nata, tu este acest cântec? Cântecul este compus de Daniel Octavian Mușetoiu, iar versurile sunt al proiectului Cristian Copita. E vorba de domnul fotograf Cristi Timofte. Vă mulțumesc pentru superbele fotografii. Mulțumim Trident GSA. Aplauze. Mulțumim Florăria Unic Moments. Ați văzut că am venit în limuzină de epocă. Niciodată n-am urcat în limuzină de epocă. Doamna Sofia s-a simțit cel mai bine. Mulțumim limuzine de epocă. Aplauze. Mulțumim Codnar, tipografia Colos, Galaxy Design, model Buciu și Alfa Star. Există două persoane la sufletul meu care au fost alături de mine realizarea acestui proiect. E vorba de Simona și Marcel Vizitiu, care sunt la ușă. E vor să fie totul perfect. Ei reprezintă asociația, de fapt, fabrica de ambalaje comerciale și industriale ACI. Să știți că acești doi oameni minunați au depus tot efortul împreună cu prietena mea, Gabriela Grădinariu, ca această seară să fie una spectaculoasă. Și să vă spun de ce. Acești doi oameni minunați este opera reprezentativă a colecției mele. Au realizat un catalog în premieră. Catalogul poartă titlul Un infinit de tăceri. Aici trebuie o operă pe care le realizez cu pasiune, le descoperi și mai toți tinerii pe care i-am susținut și artiștii cărora am încercat să le aducem bucurie pe chip. Vă mulțumesc pentru acest catalog realizat impecabil de la Rășancel. Vreau să vă mulțumesc și pentru ambalajele minunate, arată impresionant. Îți mulțumesc frumos! Mergem mai departe, stimați prieteni, și aș vrea să invit în fața dumneavoastră aplauze pentru Julian Iub, 10 ani. Studiază în cadrul Colegiului Național de Artă Octav Băncilă. Ce faci cu eu? Ai emoții? Mm. Sigur? Da. Sigur, da. Întoarce-te să te bate lumea, că ești frumos ca și mie. Da. Când îți studie saxofon? Aia și începătoare. Da. De unde pasiunea de la plata? Din micul am știut să cânt diverse instrumente. A, deci nu cânti mai la saxofon? Nu. Când stai mai multe instrumente, spune instrumente. Și la pian. A, și la pian, ești pianist. Saxofonul sunt interesant, ce să ne interpreteze în această seară? O polis de Clapton. Eric Clapton. Ah, bravo! Aplauze pentru Julian! Trebuie să mergem un pic mai aproape de Nicolaus.
cât avem un sat de parte și un grai fără de moarte. Superbe versuri. Mulțumesc frumos, Valentina. Aplauze pentru colega mea, Valentina Herța. Data trecută în Palatul Roznovanu au căzut 5 șevalete. Astăzi doar o operă. Data viitoare va fi perfect. Următorul membru de onoare pentru regalitatea unei atitudini și a unui destin ce se înscrie cu ușurință în dreptul simbolurilor veritabile ale României. Nimeni și nimic n-ar putea descrie mai înălțător tradiția muzicii noastre populare decât cea pentru care viața a fost o subbucium al frumosului, cu numeroase succese și împliniri. Nu s-a vândut de la simplitatea sa, oferindu-i prin toată abilitatea dimensiuni mitice, fiind un model, un standard românesc, un ambasador al tradiției și cântecului popular, ce transcende dincolo de timp ca o vitoria lipan a lui Sadoveanu, ce adună oameni și istorii în traista eternecată. A deschis granițele prin cântec, prin vocea românească și a unit pentru primăvară malurile Prutului, ridicând buna seamă și rafinamentul la rang de simbol național. Pentru toată România din glasul său, pentru autenticitate, demnitate și decență, doamna cântecului popular românesc, Sofia Nicoleanu, devine membru de onoare al proiectului ARTA. Vă rog să-mi iertați și să mă înțelegeți emoții. M-a atât pentru prima dată, m-am un asemenea eveniment de asemenea. Totuși, îi mulțumesc lui Pavel pentru invitație și că a ținut să fiu aventuri. În tântâi mi-am răspuns, mai ales că, iată, am descoperit cu sufletul lui Pavel. Știam că este cald și un lec foarte bun, dar generozitatea care știu prin aceste flori care ne bucură sufletul și ochiul, încearcă să bucure alte suflete, poate care suferă în acest moment. Și iată, este alături de tineri care sunt la început de drum. Paul, în fața tuturor, martor, dacă ai de gând să faci un concert umanitar, sunt prima care să vin să-ți fiu alături, să dau și un pic de să-ți ajutăm, să-ți
Astăzi, dacă mă uit bine, pe mulți v-am legat cu cădișele. Eu, dacă mi-a ajutat Bunul Dumnezeu, îmi mulțumesc. Pe 1 octombrie, 2058 de ani de cântec. Încerc în această seară deosebită să mă apropie de sufletele dumneavoastră cu emoții și cu sfială sub o altă formă artistică, poezia. Eu pochetez cu poezia. Dar în ceea ce mă știți dumneavoastră de viață, Sofia Nicoteancă, cea cu ochiul și cu traisa. Se știe că atunci când suntem prezentați la radio, televiziune, presă și chiar în concerte, se folosesc cuvinte foarte mari, cuvinte uneori greu de dus. Încerc să mă prezint singură. Ce sunt? Sunt un fir de praf, minuscul de acest pământ, în univers ce-a fost stârnit de un vehicul în lumea asta, fără sens. În rotocoale mari mă învârt fără de sprijin, fără rost și zdusă pe aripi de vânt prin locuri unde n-au mai fost. Ce ne mai zbatem să fim noi, când totu-i hărăzit de sus? Că ești în vânt sau în roi? Contează cum fi primul drus. Și pentru că Paul a dedicat acest eveniment cu o titulatură specială de vorbă cu cerul, încerc smerit să de vorbă ce a spus scris. Sufletul în palmă și ți-l dărâm ție, Doamne, că-i de mult și ostenit și de viață răpălit. Știu că îndrăzneala e mare să-ți cer milă și durare, că ori mai fi suflete în lume mai miloase și mai bune decât ăsta ce-l port în mine, să-l arunc așa în vine, că într-una mi se plânge ca amarul râul frige. Îi mai zic, mai roată, taci, că și tu multe mai fugi. Nu ești depus la icoane. Vai, iar am păcătuit, Doamne. Că în fața ta ce sunt tot, Doamne, când peste lumea unii zbureri am strâns la tâmple atâta, Doamne, tu-n suflet mi-ai pus primăveri. E atât amar și jale în lume și lacrimi strânse ce nu curg în fața ta, ce sunt eu anume? Sunt ziua ce dă n-amurg. Când dorul mi-a frânt sufletul și somnul noaptea m-a venit, tu, Doamne bun, mi-ai dat alintul și pace adâncului rând. O altă poezie în care nu mă regăsesc. Ai grijă. Oriunde și oricine fi, nu te uita. Citind hitele îi pot fura morții cu zi și către bucătii. Nu mă lăsa să zboare gândul la vechi durere care te-a pas, nu face să-ți scurtezi timpul și zile câte au rămas. Că îi poți fura morții o clipă, te bucură că mi-o jur. Ai grijă și nu fără zipă de vorbe grele care dor. Când în viața ta din timp să luți cinstit în fața sorții, fii lânt, nu se mă însuși. Așa ai făcut. Mulțumesc!
aceste tablouri. Știu că pasiunea ta este deosebită și faptul că cu atâția copii și atâta lume, pentru mine te-am pus undeva în căsuța inimii. Eu vă ofer o floare, simbolic am intitulat, o floare. Așa. Se zice că o floare nu se face în primăvară, dar poate să aline o inimă mare. Că vibrăvitor rude în căraie și vrede de glori, o floare bunii, dai fiori, dăruiți cât mai aveți mame iubite și zbori, flori, multe flori reviste și vă așteaptă, mame grijoasă, o floare s-a întâmplat în toată cine și un gând curat de negatețe, iubire, o floare s-a întâmplat. Iar eu mă rup în gând în fața lor. Deci, nu e așa de greu să aduci soarele în casă cu o floare și cu un zâmbet poți deveni frumoasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc de tot! Un alt fel de recital, Sofia Vicoveanca. Dragi prieteni, am descoperit arhiva impresionantă a doamnei Sofia în Vico, locul în care s-a născut. Și de fiecare dată, când eu cânt în zona aceea, sau vizitez, sau mă duc la Pudna, de fiecare dată trec prin această localitate unde doamna Sofia a strâns zeci de costume tradiționale. Are o arhivă impresionantă, tot ceea ce înseamnă portul popular tradițional din toate zonele României. Dacă aveți odată ocazia să mergeți, să vizitați casa aceea minunată în care s-a născut doamna Sofia, că soția, nu v-ați născut acolo? Acolo sunt adunat, nu, eu la Toporuț, dincolo de strămani din patru, am eu o poveste lungă, că stare de mult, n-are importanță. Da, vreau să spun ceva. Am acolo un costum care are și căsuță, baleii, și sigur că știu ce am în casă. Și găsesc ce-a spus cu mama. Viețele Sfinților Părinților între pe baleii, de unde e asta? O fost domnul Friego. Dar zice, fie de când vrește pe aici, l-a scris și acolo. Și ea, dragul meu, Paul și-a revizitat căsuța. Eu acolo, la căsuța mea, sunt costume foarte de, sunt dărmii de cele mai multe. De ce am făcut acest lucru? Ca tineri, nu știu care, generațiile care sunt în nas, când o folosim acolo, să vadă care sunt rădăcinele. Iată cum este românca noastră de harnică, de percepută cu răbdare. Toată admirația pentru femeia românca. Vă țuc sufletul! Mulțumesc frumos! Doamna Sofia! Și eu și dumneavoastră, de mult dumneavoastră, aveți în arhiva televiziunii TVR Iași momente impresionante. Știu că ați dat foarte multe interviuri și ați fost la mai toate emisiunile pe care televiziunea română Iași le realizează aici în Moldova. Vreau să oferim o diplomă cu mulțumire pentru TVR Iași, pentru implicarea și promovarea acestui proiect. Să ne mulțumesc din suflet și să ne invit pe Horea Bumei să fie... Îți mulțumim, Bore. Câteva cuvinte. Eu, vă dați seama, eu am fost până cu rășitoare. Eu am început în calitate de redactor la emisiunea Ceasul Deșteptător, cam tot atunci când pășea pe care, cum a spune doamna Sofia și Paul, și era o emisiune prezentată de Carla Tompea, realizată de regretatea noastră colegă Vanda Cundurache. Și de atunci spun eu că mă onorează Paul cu prietenia lui. E un premiu pentru mine, e un premiu pe care îl dedic întregii echipe TVR Iași, pentru că în ultima perioadă, televiziunea română din TVR Iași a înregistrat și difuzat cu aproape 100% exclusivitate concertele produse de Paul, iar noi, în România, Republica Moldova, în Ucraina sau în străinătate din TVR Internațional, am dus acolo unde există român, arta și sufletul lui Friego. Mulțumesc!
sărut de la doamna Sofia. Aplauze pentru Sofia Bicomeanca și Emere Iași! Dragi prieteni, în această seară, o diplomă de excelență.
unei doamne minunate, poate cel mai important colecționar al operelor mele. Pentru implicarea și promovarea în proiectul Artă pentru Suflet, pentru susținerea cauzei și a demersului admirabil de a ajuta artiștii, vreau să-i mulțumesc că ne este alături și că demonstrează în fiecare acțiune întreprinsă că sunt oameni și că ei pot face lumină într-un peisaj mai puțin fericit. Pentru felul în care alegeți să vă trăiți viața și să faceți bine, pentru exemplu și determinare, din partea proiectului meu, calde aprecieri și titlul de prieten al bunăvoinței, doamna Elena Stoica, vă invit în fața publicului nostru. Tocmai de la Panciu, din Brancea, mulțumesc frumos, Elena. Câteva cuvinte pentru publicul moldovean. Ce să zic, pentru mine este o mare bucurie de fiecare dată am ocazia să mă întorc aici, la Iași. Pentru că, cum să vă spun, emoțiile sunt de fiecare dată foarte mari, iar aici, nu știu dacă vă dați seama, este cu adevărat ceva înălțător. Acum câțiva ani mărturiseam că sunt fanul, să zic, a unui filozof contemporan care se numește Nicolae Dragomir și care spune așa în operele lui, în special într-una din opere, că pentru mine un tărâm geografic oarecare este țara mea. Pentru mine un fenomen lingvistic oarecare este limba română. Pentru mine un tărâm și o istorie este istoria țării mele. Pentru mine, dragă Paul, și dumneavoastră artiști, invitați în Paul, sunteți o Românie mare, unită, în jurul inimii. Pentru că voi știți ce înseamnă să dăruiți. Iar în această seară, cred că cel care dăruiește cel mai mult, și nu numai în această seară, în toată cariera lui artistică, pentru mine, este Paul. Pentru că cu adevărat. Nu, deci am emoții și ceea ce nu pot să-mi iert de data asta, ca să știți, stați puțin, să nu fac mai comodă, mai suportați două minute în loc. Deci, spuneam că cel care dăruiește și a dăruit cu siguranță în întreaga lui carieră este Paul, din punctul meu de vedere, pentru că, să știți, el în tot ce face, în fiecare cărămidă, cu fiecare cărămidă, zidește un pic din sufletul său. Și asta îl face să fie veșnic. Spuneam puțin mai devreme ceva de Nicolae Dabija. Să vă spun un secret. I-a dăruit cel mai frumos poem, care, nu vă spun tot ce zice poemul, vă zic doar cum se încheie. El va fi pentru o veșnicie. Și uite așa, dăruind Paul, rămâne veșnic. Eu sunt o colecționară a operelor lui pentru că am îndrăznit și am citit dincolo de priviri. Și acolo am găsit că în fiecare culoare, în fiecare petală, în fiecare floare, am găsit o mare bucurie. Am găsit o bucățică din el, pentru că pentru mine, Paul Surgiul Fuego, dragilor, este cea mai frumoasă definiție a iubirii. Pentru că trebuie să mă explic, vă rog să mă interpretați greșit, Paul, să mă lăsați. Pentru că pentru mine, să iubești înseamnă să dăruiești. Și credeți-mă, el dăruiește și dacă vă uitați atent, o să găsiți în fiecare tablou câte un pic de Paul, câte un pic din ceea ce vrea să ne transmită, câte puțin din binele pe care îl face, că până la urma bunilor, el este în slujba umanității. Nu știu dacă în sală este un proiect pe care îl prețuiesc foarte mult, un ieșean adevărat, un domnul mare de profesor, el știe ce spun eu acum, să fii în slujba umanității, înseamnă să fii nobil. Iar fiecare dintre noi are această
această noblețe în suflet și cred că e momentul să o arătați, să achiziționați din tablourile lui Paul, pentru că veți avea posibilitatea să-l țineți aproape, veți avea posibilitatea să înțelegeți ce înseamnă să faci bine și mai ales ce înseamnă să facem bine împreună. Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară la fel de frumoasă. Mulțumesc, Teme, n-am mai făcut prea multă reclamă. Da. Continuăm programul nostru și aș vrea să invit în fața dumneavoastră o tânără care interpretează foarte frumos un cântec pe care mi-l doresc să-l ascult în seara aceasta. O să ținem în această seară pe Ștefania Iacob. Mă simt onorată și vreau să vă spun că eu, dacă aș sta de vorbă cu cerul, i-aș mulțumi pentru că m-a adus în această seară alături de niște oameni minunați și alături de asemenea artiști. Vă mulțumesc și sper să mă ascultați cu drag. Vă interpreta o piesă compusă de Nica Zaharia pe versurile lui Adrian Păunescu, Cale de Năbătuie. Oh.
Un pictor al cuvintelor și a profesionalismului
la cele mai înalte cote, a definit noțiunea de credibilitate în profesia sa, dăruind la propriu din inspirație sute de reportaje în care a descris uimire și mistere, destine și romane demne de un făuritor de adevăr asemenea ei. Munca, vorba, inteligența și seriozitatea i-au fost arme în descrierea vieții sale, trăite de plin, în fața, dar și în spatele ecranului, bucurându-se deopotrivă de succes, de evoluție, de drame care au individualizat-o, transformând-o într-un exemplu pentru cei ce aleg să facă această profesie dură. Deținătoarea 6 premii APTV, un jurnalist de marca României, cu o carieră de peste 25 de ani, o lecție a integrității și a veridicității, un om între hiene, un povestitor al lumii cu toate minunile sale într-o istorie fără sfârșit, Irina Popurariu devine membru de onoare al proiectului Artă pentru Suflet. Te iubim!
Irina Bucurari, mulțumim! Mulțumim frumos! Mi-aș dori să vină să ridice acest premiu, dacă nu, am să te rog eu, Irina, să-i numesc. Pentru vocația didactică, pentru seriozitatea și demnitatea sa, pentru activitatea universală de peste 30 de ani, un exemplu de implicare socială, un adevărat fenomen în mediul cultural ieșan, cu numeroase performanțe, prorector și profesor universitar la mai multe catedre, a definit în anul caracter demn al unui om integru și profesionist, pentru care principalul sens este acela de a creiona destine și de a le insufla dragostea pentru un anumit domeniu. Un intelectual rasat, doctor în științe, descoperitor, mentor, promotor al jurnaliștilor veritabili din România, fiind inițiatorul primei publicații studențești din țară, Opinia, de unde și-a început parcursul, și-au început parcursul numeroși jurnaliști de prestigiu, maestru între ale cuvintelor și a tehnicilor prin care acestea ajung în mințile oamenilor, un boier al principiilor și calității pentru toată activitatea sa, aș vrea să numesc această diplomă de onoare domnului profesor Daniel Condurache, pentru că vorbeai de banca, dar se pare că nu e prezent și Irina o să-i ofere această distinție, dar și trofeul realizat de artistul Filip Mărgărit de la Ploiești. Mulțumim! O luptătoare cu viața și cu toate episoadele acesteia. Un exemplu de conduită, având o tehnică vocală de excepție și o frumusețe rarisată. Primul solist al Operei Naționale din Iași, a întruchipat în ultimii ani numeroase roluri de mare, reușind astfel să sugerească scena ieșeană pentru totdeauna. Publicul e motivat de felul în care interpretează, trăind muzica una din personalele preferate ale maestrului Eugen Doga, o stea a scenei ieșene, un star în devenire, o divă și o muză a creației. Ana Maria Donose. Ana Maria Donose, prin solista Operei Naționale, Iași. Fericită și vreau să vă spun că am mai multe emoții decât dacă aș fi pe scenă. Vocea mea sper să ajungă dincolo de cer și să încălzească sufletele oamenilor. Vă mulțumesc și te felicit încă o dată pentru tot ceea ce faci. Îți mulțumesc, Ana Maria Donose. Nu întâmplător, această minunată interpretă care va fi acompaniată cu dragoste de către doamna Adina Alupei, corepetitor, aș invita-o în aplauzele dumneavoastră la pian. Ana Maria a ales să cânte o capodoperă a unui maestru. E vorba de George Grigoriu. De ce spun asta? Pentru că și eu și Stella Enache, în ani diferiți, am fost lansați de George Grigoriu, unul de cei mai mari descoperitori de talent de la noi din țară. Și trăiesc cu nostalgie acest moment când maestrul mă învăța cum să scot sunetul și cum să interpretez. Și mă gândesc că acum tu, ca o reprezentantă de seama Operei Naționale, o să ne-l aduci în amintire pe cel care a scris atâtea șlagere superbe pentru publicul român. Dumnezeu să-l odihnească și vocea ta
să se ridice spre cer. Mulțumesc! Aplauze pentru Ana Maria Donos! Galaxy Design, Motel Buciu și Alpha Style. Vă mulțumesc, dragilor! Paul, și eu am fata organizatorie, aduc bucle de flori pentru tine. Îți mulțumesc frumos, Valentina, ce drăguț! Și aplauze la publicului nostru! Mulțumesc frumos! Dacă tu ai dorit, trebuie să primești. Eu vreau în momentul ce urmează să cânt un omagiu Florin Bogardo, nu cu oricine, ci cu doamna Stella Enache. Vă rog! Aplauze! O să vă aducem aminte! Întâia oară ne întâlnim, întâia oară și așteptarea ne-a dat mă-ntâioară. Thank you.
La final vă aștept acolo, în balcon. Persoanele care vor să achiziționeze picturile mele trebuie să știe un lucru foarte important. Ele nu se achiziționează cu bani. Pe loc, aveți posibilitatea să achiziționați picturile mele în timp. O să vă eliberăm factorica și aveți posibilitatea să-mi plătiți în 2-3 luni. Asta pentru că e important să știm că oamenii sunt drăguți, apreciază opera mea și mai târziu banii merg către acești tineri foarte talentați. Vă mulțumesc încă o dată, vă felicit pentru această minunată instituție de cultură. Mulțumesc, doamne manager general. Sper să ne mai primiți în casa mea voastră. Vă mulțumesc, vă doresc o toamnă frumoasă. Vă iubim. Dăm, Doamne, viață ca să pot cânta. Dăm cântece ca să mai pot iubi. Și lasă-mi toți prietenii de-i vrea să fie aproape zi de zi. La mulți ani tuturor prietenilor moldovești. La un bătă.